În baza Planului Comun de Acțiune Scutul Pădurii 2016, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Harghita, au fost organizate și executate activități specifice pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice, pe raza întregului județ, fiind obținute multiple rezultate o echipă a Biroului de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Harghita, în cooperare cu specialiști din cadrul Gărzii Forestiere Brașov, a efectuat un control la o societate comercială de profil din Comuna Ciumani, unde, în urma inventarierii materialului lemnos din depozit, s-a constatat că pentru 2,89 metri cubi lemn rotund și 2,45 de metri cubi cherestea de esență rășinoase, nu există documente legale de proveniență iar registrul de evidență a intrărilor, ieșirilor de materiale lemnoase nu era completat la zi. Astfel, într-o pădure din localitatea Tomești, polițiștii și pădurarii din Miercurea Ciuc au depistat un bărbat din comuna Lunca de Jos, suspectat de tăierea ilicită și sustragerea a 14 arbori, pe numele acestuia fiind întocmite acte premergătoare urmăririi penale, sub aspectul comiterii infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori, pentru care, la finalizarea a cercetărilor, va fi propusă soluția legală prin parchetul de pe lângă judecătoria Miercurea Ciuc. În timpul acestor controle, pe raza județului, polițiștii au depistat mai multe persoane care transportau lemn fără a deține documente care să arate proveniența materialului lemnos. Polițiștii și pădurarii au ridicat în vederea confiscării aproximativ 31,5 metri cubi material lemnos în valoare totală de peste 7500 de lei și au aplicat 8 sancțiuni contravenționale cu amenzi. În un cuantum total de 48.000 de lei.